Da, aș citi bine ce scria în titlu. Al nostru nea Gigi Becali investește bani grei în biserici în Africa. Și nu numai în biserici. Patronul FCSB-ului investește și sute de mii de euro în construirea unor școli în zone sărace din Africa, precum și în sisteme de purificare a apei. O scurtă intervenție vreau să fac și să vă rog, dacă nu sunteți abonați, să nu ezitați să o faceți, deoarece mă ajută foarte mult fiind la început. Să revenim la clip. Maica Tavoria, o maică stareță din Uganda, a povestit cum în timp ce se ruga la Sfânta Parascheva să găsească ajutor în România, Becali a sunat-o personal și a chemat-o la palatul său din Pipera. Ea a fost pentru prima oară la noi în țară în anul 2017, când a vizitat mănăstirea Dragomirna. Rămasă uimită de ce a văzut și a propus să facă prima mănăstire de maici în țara ei natală, Uganda. Iar acum, 5 ani mai târziu, aceasta a reușit să-și îndeplinească visul, bineînțeles cu ajutorul primit de la Gigi Becali. Călugărițele de la Dragomirna mi-au promis că vor încerca să mă ajute să construiesc mănăstirea Sfintei Ecaterina. Într-o seară am primit un telefon de la domnul Gigi Becali, care mi-a spus că de acum înainte nu mai e nevoie să cer ajutor și că va face tot ce-i stă în putere pentru comunitatea ortodoxă din Africa. În momentul în care m-a sunat domnul Becali, eu mă aflam la Biserica Sfintei Parascheva din Iași și mă rugam la Sfânta Parascheva să mă ajute. Ce s-a întâmplat a fost un miracol, spunea dânsa. Cum am spus mai sus, nea Gigi Becali nu se implică doar în prosperitatea spirituală a celor din Africa, ci și în viața de zi cu zi a oamenilor de acolo, investind bani chiar și în educația multor tineri care vor beneficia din partea lui și de burse. Domnul Becali mi-a spus că va construi biserici, mănăstiri, va ajuta comunitatea cu apă potabilă și va ajuta pe tineri să meargă la studii. De asemenea, că va ajuta mulți studenți să urmeze universități bune din Africa și va suporta bursele școlare pentru tinerii noștri. În momentul discuției, mănăstirea noastră era la un nivel de fundație. Am mers în biroul lui și l-am întâlnit acolo. Mi-a pus mai multe întrebări, iar eu i-am răspuns la toate. Domnul Becali a trimis imediat echipei de ingineri, arhitecți și artiști plastici din România în Africa, oameni care au mai lucrat la biserici ortodoxe și alte proiecte. După ce m-am întors în Uganda, el a început construcția mănăstirei St. Catherine's, care a devenit singura mănăstire din Africa de Est. În urma acestor binefaceri, Becali va fi medaliat de Teodoros al II-lea, Patriarhul Alexandriei și al întregii Africii. Femeia spune că ortodoxii din Uganda au adoptat stilul românesc tocmai pentru că au fost influențați de generozitatea lui Gigi Becali. Și tocmai această generozitate va fi răsplătită de însuși Patriarhul Ortodox al Africii, care a anunțat că îl va medalia pe Gigi Becali. Milionarul român nu a ajuns în Uganda pentru că se teme să nu fie răpit. Gigi Becali a explicat că nu are niciun interes ascuns și că face aceste investiții doar pentru a ajuta pe africani să se convertească la ortodoxie. Interesul meu este unul singur. Îl vreau pe Hristos și vreau să fiu cu Hristos. Dacă vrei să fii cu Hristos, trebuie să faci bine. Trebuie să vezi că oamenii mor de foame și de sete acolo. Și tu ai aici bogății, a spus Becali pentru Atena 3. Afaceristul spune că nu a vizitat niciodată aceste locuri pentru că se teme să nu fie răpit. Părerea mea este că ceea ce face Gigi Becali nu ar trebui să fie luat ca și o încercare de a se lăuda din partea lui, chiar dacă așa pare ar fi. Mi-ar face mai mare plăcere totuși ca el să fie investit acești bani la noi în țară, pentru că avem foarte mulți oameni care, chiar dacă nu trăiesc în Africa, toți se află în situații asemănătoare cu cei de acolo.